Municipal Târgoviște s-a calificat fără nicio bătaie de cap în semifinalele Ligii Naționale de Basket Feminin, după ce în capitală am învins Sportul Studențesc în a doua partidă disputată. Astfel, fetele lui Nini au obținut biletele pentru faza a doua a play-off-ului, unde vor întâlni CSU Alba Iulia, care a câștigat în fața celor de la Sfântul Gheorghe cu 86-68. De asemenea, Universitatea Vasile Goldiș Arad își așteaptă adversara dintre CS Municipal Satu Mare și CSBT Alexandria, meci intrat în decisiv. Revenind la meciul campioanei, de remarcat este faptul că Andreea Cuțanu a reușit pentru a doua oară în această stagiune să obțină procentaj de 100% la toate aruncările efectuate. Remarcatele meciului de la echipa noastră au fost Tihonenko 16 puncte, Matic 15 puncte, Cuțanu 12 puncte, Davis 12 puncte, Mărginean 9 puncte, Walker 7 puncte, Pop 4 puncte, Agevon 4 puncte, Milicovic 3 puncte și Filip 2 puncte. Partidele din faza a doua a play-off-ului Ligii Naționale de Basket Feminin vor avea loc după sistemul 2 jocuri din 3 și se vor disputa pe 17, 21 și 24 aprilie 2013.